Săbători binecuvântat tuturor prietenilor mei. În această seară vă salut cordial cu pacea Domnului Isus și sper ca, în prezența bunului nostru Tată din ceruri și a Domnului nostru Isus Hristos, Mântuitorul nostru personal, să putem petrece câteva momente de duh în prezența Cuvântului lui Dumnezeu și să facem analiza săptămânii, dar în același timp să ne continuăm cursul nostru în acel trio. De bărbați care au fost pomeniți adeseori în Vechiul Testament cu multă stimă și respect față de cei care s-au rugat. Spre exemplu, dacă facem o repetiție, care este mama învățăturii, ne aducem aminte de rugăciunea celor 10-11 secunde a lui Ilie pe Muntele Carmel, în care el a invocat Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și al lui Iacob. În această seară, aș dori să facem o fuziune între viața pașnică, liniștită, fără războaie a fiului lui Avram Isaac, care este tânărul, care spun, este unic în excelența ascultării în Vechiul Testament, văzându-se pe altar și pe tatăl său cu cuțitul în mână rugându-l pe tatăl său să-i lege mâinile și picioarele, ca atunci când lovitura crâncenă va lovi pieptul său, în durere să nu se scuture și să cadă de pe altar, acest isac, tinerelul, care este de o ascultare, de o obediență extremă, deosebită, unică în Sfânta Scriptură, este de fapt omul, bărbatul, soțul, tatăl, despre care vom vorbi în această seară. Dacă va fi o diferență între credința tinerelului de 16-17 ani, care a fost adus de alta la altar pentru șerfă, și între bărbatul adult, omul care este bărbat și tată, vom vedea în cele ce urmează. Oricum, vreau să vorbim despre tot ceea ce este important în contextul mesajului versetului 8, Apocalips, capitolul 14, versetul 8, unde ni se spune, a căzut, a căzut Babilonul. Până să ajungem la a căzut, a căzut Babilonul, aș vrea să parafrazez contextual această expresie și să intitulez acest mesaj, a căzut, a căzut Isaac. Cum se poate întâmpla aceasta? ce dovezi sunt, la ce mă refer, vom vedea în cele ce urmează. Surpriza este că a căzut, a căzut Babilonul, este un mesaj care are de a face cu o atitudine încăpățânată a unui om, în cazul nostru Isaac, de a renunța la idolatria pe care dumnealui o avea pentru unul, atenție, unul dintre fiii săi. Și cei care citesc curent scriptura știm că se referă la Esau. Din copilărie, Isaac a fost ascultător și obedient părinților, dar mai ales lui Dumnezeu. După moartea mamei sale, Isaac trece printr-un moment greu și rămas singur și izolat de cea care nu mai era mama lui, rămâne într-o formă de tristețe explicabilă, dar iremediabilă. Avram, ca tată, ia imediat măsuri de precauție și îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să-i găsească o soție, îl pune pe sor, servul său să jure pe coapsa lui că îi va aduce o soție credincioasă și temătoare de Dumnezeu. Lucrurile acestea s-au și întâmplat. Știm că Rebecca a acceptat necunoscutul și părăsește familia sa, țara sa, pentru a se uni în căsătorie, o căsătorie aranjată, dacă vreți, cum o numim noi, providențială, să își împreuneze viața cu acest tânăr necunoscut despre care i s-a vorbit dulce de tot și frumos de către sluga lui Avram, pe nume Isaac. Se pare că mariajul iubirii ține o bună parte a vieții lor, Rebecca și Isaac se uh, respectă, se iubesc, uh, devin uh, și se completează unul pe celălalt, dacă vreți, până când apar copii, Esau și Iacob sau Iacob și Esau. Odată cu dezvoltarea celor două caractere, Esau și Iacob, se vede evident, prieten, tendința tribală, sălbatică a lui Esau în comparație cu viața de bucătar ucenic a lui Iacob, care învață nu numai să gătească, dar și să descopere, prieteni, misterele gândirii feminine. Mama sa, Rebecca, îl introduce pe Iacob în gândirea unei femei mai mult sau mai puțin înțeleasă de societate, de soț, de familie și de cei din jur. În timp ce mama Rebecca împărtășea lui Iacob, acum cel adolescent, intențiile ei de a încredința binecuvântarea întâiului născut lui, în mod foarte meritoriu, undeva departe, pe un deal, a plecat de vreme. Isaac, tatăl, depăna cu Esau secretele viitorului conducător de trib. În timp ce vremea trece, cei doi erau foarte angajați în arta de a impresiona pe mentorii săi. Esau dorea din toată inima lui să-l impresioneze pe tatăl său cu puterea mușchilor, viteza de reacție, calitatea și abilitățile lui profesionale de vânător. În timp ce Iacob încerca să intre în voie mamei, spălând ustensilele bucătăriei după ce supa era gata. În timp ce tinerii creșteau și gustul de vânat iau mințel lui Esac, în timp ce cei doi tineri erau angajați într-o competiție oarbă pentru primirea dreptului de întâi născut, educați, instruiți de cei doi maestri, mama la bucătărie, respectiv Isaac, pe deal, în păduri, cu Esau, în timp ce Iacob pregătește supa, Esau pregătește grătarul. Isaac se pare că devine din ce în ce mai îndrăgostit de micii și de barbecue-ul pe care îl făcea Esau de fiecare dată când venea de la vânătoare. Dar să știți că în bucătărie nu fierbea numai lintea, fierbea și mintea lui Iacob, care era stimulat în mod fin, dar sistematic. De ambiția pe care o inocula mama lui cu privire la valoarea spirituală a dreptului din tâi născut, importanța acesteia, și așa cum fierbea supa, fierbea și mintea lui, într-o așa manieră încât era obsedat de supremația viitorului. Undeva departe de scena bucătăriei, grătarul cu mititei făcut de vânat organic și nemodificat genetic, făcuse într-o oarecare măsură vâlvă în arta mirosurilor pe care le simțea de la distanță Isaac cel îmbătrânit de zile. Uitându-se la mușchiul lui Esau, văzându-i abilitățile de nimrod sau de vânător iscusit, Isaac își zâmbea în barbă și optindu-și pe ascuns pentru sine, așa, cu siguranță, cu siguranță că el, Esau al meu, merită dreptul de întâi născut. El, în mușchii lui, în puterea tăriei lui, în masculinitatea lui, putem avea garanția că Dumnezeu își poate împlini promisiunea făcută tatălui meu, că prin sămânța ta voi face din tine o națiune? Și voi crea o țară care va fi așa de mare ca nisipul mării. Iacob, cu mai mărunțel, pe la vase, pe la farfurii, cu mămică sa pe acolo. Nu e el bun de conducător. Vedeți dumneavoastră viața sălbatică a lui Esau? Temperamentul lui nestăpânit, viața destul de dinamică cei drept și fără prea multă rugăciune, l-a dus pe Esau în nișa sau l-a prins pe Esau în fașa unor decizii repezite împotriva sfatului părintesc, se duce și vânează în ghilimele pentru el prada leului. O nevastă, dacă nu mă înșel dintre moabiți. Sigur că părinții au fost foarte triști, supărați. După o vreme, vezi, știind că cel care primește dreptul de întâi născut, primește și dreptul la dublu, dubla porție, dubla Părtășie a averii, a prosperității, a moștenirii lumești, și a zis în sine, sau, bă, dacă tot o să am dreptul de întâi născut, hai să mai am eu o nevastă. Că dreptul de întâi născut îl primește dublu, două pământuri, două case, două averi, de ce nu și două neveste? Și uite, așa, a disprețuite sau nu numai dreptul de întâi născut care de la sine îl descalifica pentru a mai fi recomandat la o așa poziție meritorie după căsătoria lui cu două neveste păgâne, dar nu numai atât, acest act de neascultare ar fi fost suficient pentru Isaac, tatăl nu? lui sau, să înțeleagă că Esau a mers prea departe pe drumul fără întoarcere, care după lege îl descalifica în ciuda acestor evidențe, nu numai scrise, etico-morale, evidențe care calificau într-o anume măsură un standard moral pentru cel care avea dreptul de întâi născut, Isaac se împotrivea presiunilor impuse chiar de soția lui, Rebecca, care avea un scop legitim și chiar unul personal, nu? simpatia ei deosebită pentru Iacob, îi amintea lui Isaac că Dumnezeu a zis că cel din tâi va fi slujitorul celui de-al doilea, totuși, în pofita acestor argumente reale, legitime, bătrânul Isaac începea nu numai să-și piardă vederea fizică, dar să orbească și spiritual. Lucrurile au mers atât de departe, prieteni, și conflictul de interes între Isaac și Rebecca a devenit atât de accentuat, încât s-a produs o fisură de relație între cei care erau odată iubiți, îndrăgostiți și se completau unul pe celălalt. Se petrece evenimentul cu lintea, când oficial, sub o formă de jurământ, Esau renunță la dreptul de întâi născut, deoarece în mintea lui se părea că moare de foame. În paranteză, era doar o impresie. Era un om nestăpânit. Se pare că Dumnezeu, care era ajutorul naturii și al echilibrului naturii, atunci când Nesau s-a dus la vânat, în ziua aia, Dumnezeu a vorbit cu animalele și le-a dat o pauză. Pe unde era Isac, animalele dispăreau și într-un eșec descurajator, poate că primul din viața lui, se întoarce cu tolba goală, chinuit de orgoliu învins, umilit, flămând și hămisit, nedormit cu cearcăne la ochi, probabil că era și sete și obosit și într-o frustrare deosebită trântește tolba mâncării, de gustul mâncării pe care le producea mama lui Rebecca. Și în disperarea lui, Încins de mers pe jos, obosit de hăul văilor, fără vânat, se zmior căia la fratele lui, care era șef la bucătărie, în absența mamei Rebecca. Iesau, în circunstanțele acestea, ironic vorbind, devine vânatul însuși. Ce-mi trebuie mie dreptul de întâi născut când eu mor de foame acum? Și iată, dragii mei prieteni, cum vânătorul însuși devine vânat. Iată, prietenii mei, cum Esau, cel care era expert în a vâna, prada, el însuși devine prada lui Iacob și vicleniilor, ticluite de mama lui. Dar el nu a ținut cont nici de Dumnezeu, nici de avertizmentele părinților lui, nici de faptul că a făcut un jurământ fratelui său și a vândut dreptul de întâi născut. El, Esau, ajunge la punctul terminus când putem spune că a căzut, a căzut Esau. A căzut, a căzut Isaac de asemenea. De ce? Pentru că de două ori a fost înșelat în circumstanțe diferite. Pe de o parte, Esau a fost înșelat și Biblia spune a căzut așa, Esau atunci când Iacob i-a vândut lindea. Sau, mai bine zis Esau, și a vândut dreptul de întâi născut pentru un castron de supă de linte. A doua oară sau a fost înșelat când Iacob a venit în travesti, în fața tatălui său și știm bine că i-a luat dreptul de întâi născut printr-o minciună, printr-o necinste. Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Dar să știți că nu numai că nu vedea în fața lui pomii, nu mai vedea nici voința lui Dumnezeu. Atunci a chemat pe Esau, fiul cel mare, și a zis, fiule, iată-mă, i-a răspuns el, Esau. Isaac a zis să am îmbătrânit, nu știu ziua morții mele, nu știu când mor. Acum, dar te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adumi vânat, Apoi, fă-mi o mâncare, cum îmi place mie, și adu-mi-o să o mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul meu, înainte de a muri. Am o întrebare pentru mine personal, pentru dumneavoastră, pentru noi toți. De câte ori în viață nu cerem noi lucruri care ne plac nouă, dar nu neapărat plac și lui Dumnezeu? Isaac, marele erou biblic, spune, fămi o mâncare cum îmi place mie. Așa, vă aduceți aminte de Samson? Și Samson a spus la fel. Tatălui său, văzând o tinerică, ia-o că îmi place. Cum a... care diferența între fă o mâncare cum îmi place mie și ia -mi o că îmi place? Vreau să intru puțin în detalii. Esau și Isaac, tatăl și fiul, nu erau încântați de mâncarea pe care o făcea Rebecca? Ba da! Nu știa Rebecca cum să gătească? Ba da! Iubea Isaac stilul de gătit al Rebecei? Da! Mă reîntorc la declarația pe care o spunea Isaac. Fămi o mâncare cum îmi place mie și mi o să o mănânc ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri. Deci Isaac dă dreptul de întâi născut pe bază de meniu de la restaurant nu? și apoi binecuvântarea o dă sufletul. Parcă îl vezi pe Isaac că el crede în dualism antropologic, adică cum credeau grecii. Bă, cu trupul păcătuiesc și moare, intră în pământ, dar cu sufletul mă sfințesc și sufletul merge în cer. Așa că pragmatismul grec impresionează lumea noastră de astăzi și de ieri? Bă, dacă pot să prind două lumi, de ce nu? Mă bucur de păcat aici, moare trupul, e și ce dacă eu, ființa mea interioară, sufletul, cum vreți dumneavoastră să spuneți, merge cu aripioare de înger la ceruri. Sunt un pic confuz, de fapt, drept cine a mâncat vânatul, stomacul sau sufletul lui Isaac? Când aude E sau că a venit vremea socotelilor, nu? Și tata era gata să predea cheile de la Lamborghini lui Esau. Esau ascultă la milimetru de voința tatălui său. Gata, tată, mă duc și aduc vânatul. Că după aia îmi dai locul, îmi dai cheile, îmi dai moștenirea. Pentru așa mare avere, ce nu face fiul tău, Isaac, uh, Esau? În primul rând, lui sau nu îi să părea porunca asta foarte greu de ascultat, pentru că, de fapt, tatăl Isaac îi cerea un lucru ușor. Îi cerea să facă exact ce îi place cel mai mult lui sau să vâneze. Mi-aduc aminte că mai primeam câte o papară de la părinți când plecam de acasă, când eram puști, neavizat, fără să le spun, și jucam fotbal până îmi rupeam pantalonii. În mintea mea știam că primesc o cafteală când ajung acasă, dar totuși fotbalul era mai dulce decât uh, pedeapsa care o primeam. Și uite așa, pentru două ore de fotbal, sacrificam sau înduram, eu știu, în 10-15 minute de plezneală. În acest context, Isaac îl trimite pe sau exact să joace sau să practice hobby pe care îl iubea cel mai mult. Du-te-mă la vânat. E ca și cum mi-ar fi spus mie, părinții, du-te-mă și joacă fotbal. Și eu zic, nu vreau cum să nu vreau când era viața mea, nu? Tot așa și Esau, sau sărăcuțul, urbesc în termen cât se poate de grafici pentru generația tânără, ca să fac o relevanță, să produc o relevanță între viața lui Esau și viața tineretului de astăzi, prieteni. Esau s-a dus cu bucurie, cu o să mă duc la vânat, Doamne ajută, iară, din nou. Și, într-adevăr, Esau ascultase de Isaac, dar undeva la colți. Biblia ne spune că mai era cineva care asculta. Asculta mama lui. Asculta mai bine ca sau Inima îi bătea cu putere. Și această femeie care asculta ce spune Isaac lui Esau, asculta și ea. Rebecca asculta ce spunea Isaac fiului său Esau. Și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Observați, dumneavoastră, acum avem în imagine doi actori care ascultă. La literă, la milimetru, tot ce spune Isaac. Isaac îi spune lui Esau, ascultă și aduc vânat. Gata, tată, mă duc și aduc vânat. Rebecca, soția, și ea ascultă. Și iată cum Rebecca și Esau... Sunt o competiție de gen olimpiadă, ca în Franța, între lupta între un bărbat și o femeie, nu? Bărbatul se duce la vânat, femeia se duce la bucătărie. Cine credeți că câștigă? Cine face mâncarea cel mai repede? Avem la televizor ăștia patru cuțite, trei cuțite, cum se cheamă emisiunea aia, în care oamenii contra cronometru trebuie să facă cea mai delicioasă mâncare, iar acei bucătari guru care știu cam de toate și care mănâncă de 10 ori pe zi, că mă rog, așa e concursul, ei trebuie să spună a cărui, care mâncare a fost mai bună. Nu? A, ceva de genul ăsta s-a întâmplat și în scriptură. Rebecca îi spune lui Iacob, tu te iau un ied, adumile aici nu se consumă, nu se aruncă nimic. Iedu merge în, 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 în prejală, blana merge pe mâinile tale, Iacob, ca să nu te depisteze, taică tu, că ești cumva tu și nu fratisul. Așa că Rebecca face și ea grătar. Pentru că Rebecca știa gustul lui Isaac. Isaac spune adut o vânat, făl grătar și dăm să mănânc. El s-a dus, e sau după țap sălbatici, după Mă rog, capre sălbatice sau ce prindea. Rebecca nu ne era necesar să se ducă după capre sălbatice că avea capre domestice. Și-a luat iedul, că avea carnea mai proaspătă, l-a rezolvat așa frumos, cu toate mirodenile, l-a făcut barbecue, nici prea crud, nici prea ars, totul a fost bine, așa cum îi plăcea soțului ei. Probabil că undeva în tinerețe. Isaac îi mai făcea complimente soției lui, dragă, dar ce bună mâncare faci, dar ce gustoasă e. Acum când am îmbătrânit și, mă rog, acea abilitate de a iubi l-a părăsit pe Isaac, se pare că s-a raliat cu fiul său într-o haiducie independentă față de soția la sa. Și uite așa, s-au produs fisuri în relația dintre Rebecca și Isaac, Datorită faptului că Esau se închina la idolul pe care îl iubea cel mai mult și Rebecca la rândul ei se atașase de Mezinul, Iacob, care avea un caracter mai supus și mai ascultător decât Esau. Apoi Rebecca a zis fiului său Iacob, iată am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau, adun vânat și fă o mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moarte. Acum, fiule, ascultă spatul meu și fă ce-ți poruncesc. Deci, e sau nu are conștiință. Să duce și face ce taicăsu. Dar Iacob ascultă de mama lui, dar și pune o întrebare. Mamă, să mi mint eu pe tata? Eu nu știu cum să fac, dar mă tem să nu fiu pedepsit de Dumnezeu. Iacob are conștiință. E sau n are Mama dă o replică de milioane de genul, știți dumneavoastră evreii când au strigat sub cruce sângele lui să cadă asupra mea, asupra noastră și asupra copilor, copilor noștri? Blestemul ăla de la cruce. Ei, ei l-au rostit, nu l-a inventat Dumnezeu, ei l-au inventat. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copilor, copilor noștri. E acum Rebecca spune și ea, într-o formă bizară, probabil fiind decoul viitorului: Mamă, lasă problema cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e supărat pentru ce fac eu, mamă, să cadă blestemul pe mama ta. Nu e o problemă, tu stai liniștit că, mă rog, Dumnezeu, Doamne, trimite blestemul peste mine. Și, într-adevăr, după tot ce s-a întâmplat, blestemul a căzut pe mama lui, el a fugit de acasă, tot sub îndemnul sfatului mamei lui, care îl învățase să mintă. Acum aceeași mamă îi spune, bă, am făcut-o rău, am, 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 creat o problemă care nu pot rezolva, fugi de acasă ca să nu te omoare fratitul. tu. Observați dumneavoastră. Și din nefericire, Rebecca moare, fără ca să-l mai vadă vreodată pe cel care îl iubea, Iacob. Tristă alegere, tristă consecință, trist deznodământ. Câți părinți în ziua de astăzi poruncesc copiilor în mod neînțelept să -mi mindă, dragii mei? Câte mame, câți stați învață pe copii minte-o pe mamă sau minte-l pe, minte pe Și care îs rezultatele, care sunt efectele finale a unei astfel de învățături? Familii ruinate, părinți divorțați, copii care iau partea unuia sau partea altuia sau copii care abandonează acel cuib pe care noi îl numim familie? și care spunem, lasă-mă și cu mama și cu tata că merg la biserică și pe de partea el mă învață cum să o min pe mama sau cum să-l min pe tata. Isaac este în situația de a fi înșelat de două ori pentru că a mers împotriva sfatului dumnezeiesc. Isaac, tatăl, știa foarte bine că n-ar trebui să-l mai bine cuvânteze pe sau după tot ce a făcut. Dar, totuși, întorcându-mă la text, a căzut a căzut Babilonul cel Mare. Textul de la versetul 8 din Apocalipsa 14. Ne punem legitim întrebarea care este legătura dintre solia acestuia și ce solia în al doilea și viața lui Isaac. În primul rând aș vrea să spun că expresia Babilon sau Babilonie este clar pentru că am toată lumea că își atrage o bârșia de la marea încurcătură care vine de la turnul Babel când Dumnezeu a confuzat mintea oamenilor de așa manieră că i-a făcut să se împartă pe grupe de confuzie, grupe de limbi. Este posibil ca Isaac să fi fost încurcat într-o așa manieră încât să se fi putut rosti și asupra lui? A căzut, a căzut Isaac. Sau a fost înșelat, a fost înșelat Isaac. Sau a fost confuz, a fost confuz Isaac. Această întrebare este foarte importantă pentru că toată lumea, în special pentru cei care înțeleg paralelismul dintre Solie și viața lui Isaac, pot să ajungă la o concluzie meritorie, că, de fapt, viața noastră este un, un eco al generațiilor viitoare, prieteni. De două ori se spune că a căzut, a căzut la examen. De două ori se spune că a căzut, a căzut confuzia. Prieteni, dacă vă aduceți aminte, ca să argumentez punctul de vedere că viața mea personală poate fi un ecou pentru generațiile viitoare care vin după mine? Vă ce aminte Avram într-o situație limită, cheie, când viața i-a fost pusă în pericol? L-a apucat frica când cineva l-a întrebat cine este femeia aceasta. Sara era o femeie minunată, frumoasă, arăta bine, dotată de la natură și Dumnezeu. Și Avram spune, e soră mea, spune adevărul pe jumătate, dar a mințit. Isaac, fiul lui Avram, primește ecoul unei astfel de înclinații și într-o circumstanță aproape similară, când este întrebat cine este Rebecca, Isaac face exact aceeași declarație, este sora mea. Bineînțeles că a treia generație după Isaac, Iacob, face și el undeva la rândul lui aceeași greșeală, când mama îl învață să mintă. Deci atunci când spun că viața lui Avram este ecoul generației peste viacuri, iar mesajul soliei în jurul lui întâi caracterizează nu numai viața și experiența providențială a lui Avram, dar caracterizează și prima generație de așteptători ai Domnului Hristos, probabil că în circumstanțele date bunul simț mă îndeamnă să încerc o paralelă între viața lui Isaac și viața celei de-a doua generații de adventiști după Marea Decepție. Prietenii mei, ce este interesant este că te uiți la acest om bătrân, Isaac, care a fost modelul numărul unu în lume cu privire la ascultare atunci când pe altar, ca tinerel, se supunea voinței tatălui. Dar cât de mare diferență este acum între Isaac cel tânăr, și Isaac, cel care a îmbătrânit, a avut o viață fără lupte, fără războaie. Biblia nu ne raportează foarte mult din șicanele vieții lui. Isaac s-a bucurat de pace, de liniște, de răsfățul soției lui, de iubirea copiilor cei drept și de natura care îl înconjura. Dar, nu vreau să spun că Isaac a murit fără să fie într-adevăr convertit. Nu. Vreau să spun că Isaac. A reconsiderat relația lui cu Dumnezeu după dezastrul familiei lui, moartea soției lui, fuga celui mai mic de acasă, rămas cu sălbaticule sau ca să mănânce consecințele propriilor lui alegeri pe pâine, Isaac începe să retrogradeze apostazia și să dea curs, să dea întrietate, să invite din nou spiritualitatea în viața lui personală. La bătrânețe, Isaac a avut nevoie de o reconvertire, a avut nevoie de o reformațiune a minții lui. Așa cum spunea Luther că biserica reformată după vremea lui, reforma biserica reformată, are întotdeauna nevoie de reformă. Și noi ca oameni poate că am fost credincioși cândva, am fost pocăiți cândva, ne-am bucurat de părtășia cu Dumnezeu și de o ascultare excelentă de voința Lui. Dar poate că în anii aceștia, la bătrânețe, suntem biruiți de plăceri, pasiuni, înclinații nesfințite. Și noi, într-o circumstanță similară ca Isaac, poate că suntem invitați la o reconvertire a caracterului și valorilor pe care odată le-am iubit, și pe care în mod neglijent le-am pierdut pe drum fără să băgăm de seamă. Când a venit Iacob îmbrăcat în haine de capră, că doar fiersese iedul și rămăsese doar blana de el, a venit la Isaac și a spus, tată, am adus mâncarea pe care ai cerut-o. Vocea de ied l-a dat de gol pe Iacob. Știți, Iacob întotdeauna vorbea miros, avea o voce de iezișor. Esau cânta la bas. Esau vorbea ca un balaur și când ridica sau tonul, mie foame, cu tremura toată casa. Mare încurcătură, mare Babilonie. După ce a mâncat bine, Isaac, așa cum a promis, păi, dacă stomacul s-a disfăcut, poți să dau bine cuvântări câte, câte, câte vrei. Și totuși, în forma aceasta, Dumnezeu a pregătit și a îngăduit lui Isaac să fie înșelat. Pentru că Isaac ne-a ascultat sfatul Domnului, care vorbise prin soția sa și care spusese: Nu ăsta va primi dreptul de binecuvântare. Greșeala lui Iacob este că n-a așteptat. Într-un fel sau altul, Dumnezeu ar fi intervenit, iar binecuvântarea ar fi ajuns pe umerii celui care de drept și de fapt era hotărât destinat de Dumnezeu ca să primească această binecuvântare dar în pripa în goana, în obsesia în alergarea Rebechei și a lui Iacob în dorința lor de a face ce este drept și-au permis să îl ajute pe Dumnezeu și aici au greșit fundamental și ambii Rebeca așa cum spuneam avea să plătească scump iar Iacob la rândul lui avea să fie înșelat exact de două ori cum a fost cum l-a înșelat el pe tatăl său. A căzut, a căzut Esau, a căzut, a căzut Isaac, a căzut, a căzut Iacob, a căzut, a căzut Rebecca. Dragii mei prieteni, toți au avut această experiență tristă a înșelăciunii, a autodecepției, datorită încăpățânării. Rebecca, pentru că nu a așteptat, ca Dumnezeu să împlinească porunca. Isaac, pentru că nu l-a ascultat pe Dumnezeu și sfaturile soției sale. Esau, pentru că deliberat a divorțat de Dumnezeu într-o independență criminală față de făcătorul și creatorul său. Iar Iacob, sub o influență mai mult sau mai puțin a mamei sale, moștenind într-o oarecare măsură de ce să nu fim onești și o bucă, bună parte din genetica mamei lui, care avea în sângele ei un pic de minciună, așa mai departe, Iacob, săracul, este prins în plasă cu consimțământul său, dar nu așa de vinovat ca ceilalți doi. Ce este interesant este că societatea adventă, după a, Marea Decepție, trăiește un moment de liniște, undeva în America, nu există război, nu există prea mult lucru. Nefiresc în acea țară, până la explozia războiului civil, și se pare că adventismul este copleșit de atâta bunătate și prosperitate, iar luma, lumea agriculturii, lumea fermierilor, lumea bunăstării de genisac și-a făcut cunoscută prezența în viața acestei generații post-decepție. Se pare că bisericile populare au pierdut și ele din entuziasmul pe care îl aveau. Undeva, la o conferință generală, o, a, o adunare interesantă a frățiorilor noștri scumpi și dragi, care erau înainte Anabaptiști, după aia baptiști, datorită rușinii pe care, mă rog, mesajul advent l-ar fi adus Americii, s-ar fi interzis predicarea subiectului revenirea lui Isus. Deci oamenii nu mai vreau să predice despre revenirea Domnului Isus de rușine cu o grupă de oameni, au spus că vine Isus la 1844 și nu mai vine. Și atunci s-a trecut în cealaltă extremă de a arunca un sac pe această doctrină sau această ideologie nu a venit Domnului Hristos. Lumea de atunci, metodismul, prezbiterianismul, anabaptismul, baptismul și așa mai departe, n-a aruncat un sac pe doctrina revenirii Domnului Hristos a trecut la index doctrina vegherii. Vegheați și rugați-vă că nu știți în ce ceas va veni Domnul vostru. Vedeți, dumneavoastră, nu e problema de revenirea Domnului Iisus. Că vine azi, că vine mâine, e treaba lui. Știm, am învățat lecția. Dar nu poți să arunci la coșul de gunoi o doctrină care este foarte bine stabilită de Scriptură. Vegheați și rugați-vă căci nu știți în ce ceas va veni Domnul vostru. Iar apoi vine apostolul mai târziu și spune, așteptând și grăbind venirea Domnului Hristos. E, această idee a vegherii și a așteptării a fost dată la o parte și înlocuită cu doctrina prosperității americane, care a generat o explozie fenomenală în economia acelei țări care avea mai mulți fermieri decât armată, și uite așa a căzut, a căzut Babilonul, a căzut, a căzut amestecul tuturor curentelor religioase creștine din America, protestantismul s-a amestecat cu lumea, inclusiv a doua generație de oameni care pretindeau că așteaptă pe Domnul și uite așa li s-a luat vederea. Au ajuns orbi oamenii ca și Isaac, orbi cu privire la evenimente, profeție, și tot ce a spus Dumnezeu în anticipație în cartea lui Daniel și în cartea Apocalipsei. Așa că, prieteni, a căzut, a căzut Isaac, confuzia lumii de astăzi este ecoul generațiilor de înainte, a căzut, a căzut, dacă vreți, globalismul, o lume strâmbă care a ajuns strâmbă în numele dreptului omului. Oamenii, așa cum spunea Apostolul Pavel, s-au fălit că au ajuns înțelepți, dar au înnebunit oameni nebuni au susținut teza că femeia este egală cu bărbatul. Și de atunci încoace, ideea, la prima vedere, pare atrăgătoare, nobilă, dar în ring s-a văzut prăpădul. Între Isaac și Rebecca s-a dat o bătălie pentru influență. Ringul a fost familia. Femeia a câștigat, nu printr-o luptă dreaptă, boxul ideologic, ci prin încelăciune. Însă, dacă ne ducem astăzi la Olimpiada de propagandă woke sau pro-transgender, se pare că femeia din Italia, Angela Carini, a cedat sau a abandonat după vreo 46 de secunde și s-a proșternat în lacrimi după sfârșitul abandonului strigând nu e drept. Ce nu e drept, doamne? Vedeți dumneavoastră, ideologia bărbatului egal cu femeia s-a întâlnit în ring. Această doamnă plină de curaj, Angela Carini, față de care am tot respectul, ajunge la concluzia că bărbatul nu e egal cu femeia. De fapt, avea de-a face, se lupta în ring cu o femeie care, de fapt, era bărbat biologic, nu? Care se identifica, îi se identifica drept femeie, care bătea toate femeile care intrau în ring. Asta înseamnă distrugerea sportului de către o ideologie absolut nebună. Iar bineînțeles că jurul, mă rog, oficial de la Paris, permite unui bărbat să boxeze la feminin. Păi dacă femeia și bărbatul e egal, bagă în ring să vezi ce Această ideologie nebună a atins apogeul mizeriei și această mizerie s-a reflectat și în ceremonia de deschidere, unde sub un capac se aflau tot felul de mizerii și de spurcăciuni pe care dacă le critici, spun, te acuză că ești medieval. Dar interesant este că uitați acești doi câini, în ghilimele, doi oameni și bineînțeles că simt o onoare, o onoare bazată pe propria alegere de a se considera câinii. Și uitați-vă la comportamentul pe care îl, îl împărtășesc, considerând că dacă îl faci câine pe nenea ăla, este un atribut. El vrea să se numească câine, el nu e om. Și uitați-vă, dragii mei, cum merge acest individ în patru labe. Doi oameni, mă gândesc că crescuți, că sunt adulți după mărime, merg în patru labe pe stradă. Deci, prieteni, lumea încotro, acei care ne spun că mai vine o pandemie. Acei care ne spun că o să ne bage chip în cap ca să gândim mai rapid, acei care ne spun că telefonul va dispărea din lipsă de relevanță pentru că vom avea un așa aici legat de așa, aceia care ne spun că e bine să te faci femeie sau bărbat din femeie să schimbe aia, aceia care ne spun că se încălzește planeta, uitați-vă aici, Niagara Falls, în anii ăia buni din trecut, aproape că se case lacul care producea această cascadă, este o poză originală și atunci era încălzire globală oameni. Au fost totdeauna momente de genul ăsta pe tera. Dar cine regulează aceste, aceste, fenomene? E Dumnezeu, nu Bill Gates care împușcă cerul cu nu știu ce substanțe chimice ca să producă o reacție de reflexie, re sau retransmiterea undelor către soare și așa mai departe ca să răcească pământul. Dragii mei prieteni, uitați-vă că aceia care nimicesc pământul astăzi, în fiecare zi, în mod sistematic, sunt cei care promovează distrugerea familiei, distrugerea nuanțelor legitime ale rasei umane. Bărbatul e bărbat, femeia e femeie, ambii trebuie respectați și ambii trebuie ca să recunoască valoarea specifică a poziției pe care Dumnezeu le-a încredințat. Și așa, cum globalismul acesta produce fenomenul de Babilon, de confuzie, confuzia raselor, confuzia speciilor, confuzie între bărbați și femeie, confuzie între uh, copil și adult, confuzie peste tot, confuzie în sport. Dragii mei prieteni, acest Babilon va cădea în curând, pentru că este sursa tuturor uriciunilor, tuturor spurcăciunilor pământului. În fața dumneavoastră, rodul educației babilonice, rodul educației globalismului, acestora de gen Soros și alții, nenea ăsta se dă profesor. A intrat în, la inspectoratul școlar aici la noi în Statele Unite, se numește The Board of Education, și spune, domnilor, eu sunt profesorul șobolan sunt șobolan și am venit să pledez pentru drepturile pisicilor, șobolanilor și câinilor din școală. Ei, argumentul meu științific e că eu sunt șobolan pentru că îmi place foarte mult brânza. Spuneți-mi dumneavoastră dacă asta e știință. Spuneți-mi dumneavoastră dacă astfel de bizarerii pot fi acceptate de o minte sănătoasă. Lumea occidentală se prăbușește în, rind, în ritmă de simfonie în timp ce balaurul chinezesc ne vinde tricouri cu imagini de dragon. Ce este mai ușor a spune? A căzut, a căzut Babilonul sau a căzut, a căzut Franța? Scena grotească a unei societăți în derivă, cu o sfântă cină plină de creaturi din toate culorile, descoperite publicului cu o șalanță tipică parfumului de Paris au fost televizate atunci când s-a luat capacul de pe masa aia de la Sfânta Cină. Ce mizerie, ce mizerie a căzut, a căzut morala, a căzut, a căzut umanitatea. Vino, Doamne Iisuse, vino și ia de pe pământ sărăcia, nebunia, groaza, suferința, mizeria, nonsensul, întunericul și răul pe care umanitatea l-a produs în timp ce este separată de tine. Mă rog, Domnului Hristos, cu sinceritate, iubiți prieteni, cu credință că veghim și rugând că nu știm în ce ceas vine Domnul nostru Iisus Hristos, vă invit și pe dumneavoastră să plângem între tindă și altar, să plângem nu pentru ce fac alții, să plângem pentru viața noastră, pentru păcatele noastre și să ne dea nouă Domnul Har ca să fim iertați, să fim spălați și curățați de influența bizară a acestor vector de mizerie care circulă și zboară ca muștele sau țânțarii plin de malarie în jurul nostru. Vino, Doamne Iisuse! Dragii mei prieteni, vă invit la un moment de rugăciune și sperăm ca această seară dedicată lui Isaac, care este ecoul generațiilor prezente, unei confuzii duble în societatea noastră, să fie un moment de meditație personală pentru noi, viața noastră, familiile noastre, prietenii noștri și un moment de învățătură. Luați ce este bun și restul aruncați pe fereastră. Iubite Tată, în numele Domnului Hristos, venim înaintea Ta cu sinceritate absolută, știind că în fața Ta nu e nimic ascuns, știind că Tu cercetezi rărunchii noștri, sufletul, inima noastră și că ne știi ne știi pe de rost. Nu e nevoie să-ți se aducă o condică a vieții noastre. Nu e nevoie să-ți se reamintească cine suntem și ce am făcut. Știm, Tată ceresc, că te uiți la noi și privești în noi nu numai viața noastră dezastroasă. Nu privești numai trecutul nostru, prezentul nostru, dar privești, Doamne, și viitorul nostru. Așa că te rugăm, în numele Domnului Hristos, ajută-ne, Tată Bun, să ne întoarcem la Tine. Fie la tinerețe, fie la bătrânețe, fie la vârsta frumoasă de 30-40 de ani, dar să ne întoarcem la tine până nu e prea târziu. Ajută, Tată ceresc, neputințelor noastre, infirmităților noastre, vindecă tu cavernele care le-a făcut păcatul în noi. Ajută-ne, Doamne! Rostim alături de Ieremia în disperarea lui, în capitolul 17, versetul 14. Vindecă ne, Doamne, și vom fi vindecați. Mântuiește-ne tu, Doamne, și vom fi mântuiți, pentru că tu ești gloria noastră. Îți mulțumim și așteptăm lucrarea ta minunată în viața noastră. Amin.